În România socialistă, munca a devenit expresia supremă a demnității conștiinței umane. Sunt nenumărate și prezente în viața noastră a tuturor, argumentele configurând imaginea țării ca un stup bogat. Sute și sute de mii de familii s-au întemeiat și își întemeiază viitorul în case noi, sănătoase și confortabile, își cresc copiii în grădinițe și școli luminoase. Oamenilor devine din ce în ce mai mult o expresie a faptului că socialismul este singura șansă, singura cale de împlinire a sensului superior al vieții. S-a diversificat continuu producția bunurilor de consum, a crescut an de an puterea de cumpărare, a sporit continuu retribuția, s-au acordat pentru prima dată în istoria țării pensii pentru țărani.